un meci de Liga a 3, un meci bun, un meci care mie mi-a plăcut și pas cu pas începem să ne atingem obiectivul pe care l-am propus în intrare în divizia B. S-a simțit oboseala din cupă în ultimele două etape? Da, antrenorul știe cel mai bine, eu avut, sunt vreo 4-5 titulari accidentați, dar și rezervele, eu am o vorbă și ei sunt fotbaliști și cred că astăzi cu două ocazii mari în primele 10 minute ratării cu singur cu portarul la 2-0 a fost o relaxare, dar una cu alta a fost un meci bun, un meci calitativ și cred că cu mai mult efort, cu mai multă muncă, cu un pic de dăruire, cu un pic de ambiții, că fotbal băieții știu și o să ne atingem obiectivul. Principalul nostru obiectiv este intrarea în B și nu neg faptul ăsta pentru că, într-adevăr, seria noastră este o serie slabă, cu fotbaliști aproape și cu echipe mediocre, dar nu subestimăm adversarul. Noi vrem să intrăm în B pentru că, așa cum am spus, nivelul e slab, dar nu neglijăm adversarii care totuși sunt și ei fotbaliști și arbitrajul a fost ok, eu nu comentez niciodată.